Vești bune pentru fermierii români, în special pentru cei care au culturi afectate de fenomenele meteo nefavorabile. Comisia Europeană sare în ajutorul țării noastre și va acorda mai devreme avansul aferent subvențiilor agricole pentru anul 2018. Mai exact, fermierii vor primi în conturi banii la jumătatea lunii octombrie. În mod normal, ar fi trebuit să-i primească în primăvara anului viitor. Și aceasta nu este singura veste bună. Avansul va fi majorat de la 50%, cum era prevăzut inițial, la 70%. Ministrul Agriculturii Petre Daia a fost cel care i-a solicitat Comisarului European pentru Agricultură, Phil Hogan, sprijin pentru fermierii români. În acest an, nu doar seceta a afectat culturile românești, ci și ploile abundente și, în unele zone ale țării, inundațiile. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, Petre Daia a cerut concret majorarea avansului pentru subvenții de la 50% la 70%, iar pentru fermierii din zonele afectate de calamități naturale s-a cerut majorarea avansului subvenții de la 75% la 85%. În acest an, aproape 10 milioane de hectare de teren agricol vor fi subvenționate cu bani europeni. Fermierii români au depus aproape 870.000 de cereri prin care solicită subvenții, atât pentru terenurile agricole, cât și pentru animalele pe care le cresc. Pe lista județelor cu cele mai mari suprafețe solicitate la plată se află, conform APIA, Timiș, Constanța, Teleorman, Dolj și Călăraș. Clujul nu se regăsește în topurile furnizate de Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură.